Membrii clanului austrianu rămân după gratii. Magistrații Tribunalului Prahova au dispus prelungirea mandatului de arestare pentru Lorenz Curcă, fiul lui austrianu, dispunându-se prelungirea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile. Asta înseamnă că până pe 2 aprilie acesta va rămâne după gratii. Mai mult, magistrații au decis și prelungirea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 21 de zile, adică până la începutul lunii aprilie, și pentru Sandu Zamfir, zis austrianu, Sandu Cosmin, Sandu Florin și Bușa Ion Paul, și ei aflați în arestul IPJ Prahova. Decizia însă nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.